deci eșchierul politic la nivelul județului Botoșani, au văzut în mine un om care le vor crea probleme în ceea ce privește politica pantofului luxos, plimbându-te prin municipiul Botoșani, din post de televiziune în alt post, dintr-o declarație politică în alta. A venit momentul când cetățenii județului Botoșani așteptau într-adevăr un politician cu o echipă sinceră, din mijlocul lor și în mijlocul lor. Asta am făcut noi împreună, începând în 2009, când am preluat conducerea Partidului Național Liberal. Aceste lucruri s-au concretizat în rezultate. Noi, liberalii botoșeneni, am avut la început dintre noi colegi care criticau. Criticau conducerea partidului. Mă criticau pe mine. M-au făcut în toate felurile posibile și imposibile. Nu m-am predat, chiar dacă am pus în pericol familia, chiar dacă am pus în pericol afacerile, chiar dacă mi-am pus chiar libertatea mea. Știți foarte bine cât de vânat am fost, știți cât de vânat sunt de toți politicienii, pentru că cunosc un lucru. Pentru care nu pot bate bătându-și cinstit cu el. O bătălie de la egal la egal să lăsăm electoratul să decidă. Asta o cunosc cu toții. Și atâta timp cât liberalii au o echipă puternică, condusă de un președinte cu un suflet larg pentru toți cetățenii din județul Botoșani și cu dumneavoastră hotărâți să luptăm pentru cetățeni și nu pentru noi, asta este foarte important. În fiecare zi să ne gândim la cetățenii care ne-au acordat sau care trebuie să ne acorde votul. Dacă vom considera că ei sunt obligați să ne respecte pe noi, să ne salute, să aplece capul în fața noastră, că noi suntem parlamentari, primari, președinți de consilii județene, senatori, viceprimari, consilieri județeni, facem cea mai mare greșeală. Noi trebuie să plecăm capul în fața lor, să preluăm problemele pe care cetățenii județului Botoșani le-au avut și le-au și împreună să încercăm să rezolvăm aceste probleme. Cunoaștem cu toții că județul Botoșani a avut și are nevoie de sprijin guvernamental. Am făcut și fac tot ceea ce îmi stă mie în putere să aduc în atenția Guvernului problemele reale a județului Botoșani. Sper că, având alături pe dumneavoastră, guvernanții și colegii noștri, și aici rog pe domnul secretar general, rog pe domnul ministru, rog toți colegii care fac parte din Biroul Politic Național și eu sunt vicepreședinte, dar poate nu pot singur să reușesc acest obiectiv, să nu uite Botoșaniu, să înțeleagă că Botoșaniu nu poate fi folosit doar ca mașină de vot pentru USR și pentru PNL. Noi am scos rezultate bune, vom scoate rezultate bune, dar eu nu pot și dumneavoastră nu puteți să mințiți cetățenii din județul Botoșani. Le-am spus că noi știm ce avem de făcut și vom face ceea ce trebuie de făcut pentru ei. Așteptăm să ducem la îndeplinire aceste promisiuni, pentru că eu nu mai pot să merg în fața lor, încă o dată, să le mai spun că mai așteptați o dată, că eu mai doresc un mandat de președinte, fără să finalizez promisiunile făcute împreună cu dumneavoastră. Vă asigur și aici vorbesc și conducerea partidului. Dacă nu mă ajutați să duc la îndeplinire promisiunile pe care le-am făcut împreună în fața electoratului, să reabilităm drumurile naționale, Târgu Frumos Botoșani, Suceava Botoșani, Manoleasa Rădăuzbru 24C, drum național de pământ, și să implementăm și noi proiecte la nivelul județului Botoșani. Pe mine nu vă mai vă bazați în 2016, nu voi mai candida la nicio funcție dacă nu duc la îndeplinire ceea ce am promis în fața electoratului, pentru că nu pot să fiu